La un pas de a patra cupă mondială, Ion Paulică se destăină în exclusivitate pentru TVR. Intonarea imnului produce cele mai mari emoții. Este un moment unic, spune unul dintre cei mai experimentați stejari. Descoperit într-un liceu din Brăila și împins către rugby, Paulică Ion este astăzi unul dintre jucătorii de bază din echipa națională. A fost descoperit într-o clasă de liceu de un foarte bun profesor din Brăila. Mi-a spus acest lucru, mi-a spus dacă ai să muncești foarte mult, ai șanse să prinzi echipa națională. La un pas de a juca la a patra cupă mondială, Ion Paulică dezvăluie momentul care îi motivează pe rugbiștii din națională la meciurile de pe teren propriu. Cântarea imnului, mai ales dacă este cântat acasă, cât ai fi de stângă, solid sau mare, sau înăuntru nostru ne frământă, ne dă un tremur de emoție și de fericire în același timp. Sunt unul din cei mai vechi și mai experimentați, ca să nu zic cel mai potrivit, mai vârstă, și vă dați seama, presiunea e mult mai mare. Toți vor aștepta de la noi jucătorii mai experimentați să-i conducem pe drumul cel bun.